Mai trebuie spus ceva. Cei care vor veni pentru lansarea de carte la ora 1 vor putea viziona și filmul lui Paragianov într-un spațiu mai intim, alături de cafea armenească, prăjituri armenești, coniac armenesc, n-am voie să spun. Așadar, vă așteptăm mâine la 1. Și acum îl invităm să ne vorbească pe domnul Varujan Vosganian și nu pot spune altceva pentru că are mult prea multe titluri. Mulțumesc foarte mult! Apropo de coniacul Ararat, întreabă la Radio Erevan, zice, nu înțeleg de ce coniacul Ararat de 3 ani a luat medalie de argint, iar coniacul Ararat de 5 ani n-a luat nimic. Și Radio Erevan răspunde, nici noi nu înțelegem, mai ales că erau din același butoi. A vorbit despre armeni în Moldova, cred că pe planeta asta, cu excepția pământurilor natale, este locul cel mai potrivit. Armenii au venit aici acum 1000 de ani. Ei au construit comunități pe vremea când încă moldovenii nu descălecaseră. Ei au fost în Moldova înainte ca pământul ăsta să se numească Moldova. Nicolae Iorga frumos spune, armenii pe pământul Moldovei nu sunt venetici, sunt fondatori. Și adaugă el, armenii sunt prinți ai Moldovei. Și că suntem din neam de prinți ai Moldovei, putem spune cu tărie, astăzi, când sărbătorim 450 de ani de când murind, Ioan Vodă, armeanul, a scris o pagină de glorie în istoria neamului românesc. N-am spus întâmplător că sărbătorim, deși este anul în care el a murit pentru Moldova. Dar merdul în care a murit a fost o izbândă pentru neamul românesc. Așadar, un voievod armean care se ruga în limba armeană, care avea sprâncenele împreunate și nasul coroiat ca armenii și care a murit pentru pământul românesc. Armenii în România sunt o comunitate extrem de vioaie astăzi. Sigur că ne întreabă unii și alții că suntem. Îmi aduc aminte odată la Londra, Douglas Hart, care era șeful Foreign Office-ului pe vremea aia, m-a întrebat, câți armeni sunteți? Și eu am spus, destui. Zice, cum asta destui? Zic, da, zic, pentru că suntem o minoritate în fiecare țară, dar suntem o majoritate pe glob. Și încă ceva, știți? Armenii aici în Moldova sunt ca povestea cu Sobieski și Răzișii, Plăieșii a lui Negruții. Când s-a deschis cetatea și au ieșit Plăieșii, Sobieski a rămas consternat că a văzut că 5 răziși au ținut piept unei armate întregi. Așa suntem și noi. Nu știi că suntem, dar ai impresia că suntem mult mai mulți. Și ca să ne numeri, trebuie să ne învingi. Ceea ce, credeți-mă, este foarte, foarte greu. Și asta n-am spus-o eu, primul a spus-o William Saroyan, care a spus, încearcă să distrugi acest popor, încearcă să-i arzi bisericile și să-i distrugi cărțile. Și întotdeauna se vor găsi undeva doi armeni care vor vorbi în limba lor și care vor duce neamul mai departe. Așa se întâmplă acum cu armenii din România. Ca să vă faceți o imagine, am să vă descriu așa foarte scurt cam ce au făcut armenii anul ăsta. Armenii au avut la Timișoara Festivalul Zahărului, în care omagiau pe Hartin Fringhian, regele zahărului din România în perioada interbelică. Au avut la Craiova Festivalul Cafelei, în care omagiau mai ales familia mamei mele, Melichian, care avea o rețea întreagă de magazine de coloniale. Armenii din Cluj au avut Festivalul Curte Armenească, un festival cu mare valoare etnologică.
Au avut la Gherla un festival internațional de dans sub semnul Haya Kahak, adică orașul armenilor, Armenopolis, așa cum s-a numit Gherla timp de două secole. Au avut la Baia Mare ateliere de creație artistică și un omagiu adus lui Levon Mirahorian, care era de aici din Moldova, părintele parapsihologiei românești. Au avut la Botoșani festivalul Cic Damadian, care reunește caricaturiști din 40 de țări și este probabil singura modalitate, singura conjurație planetară în care rușii și americanii sunt împreună. Am avut apoi la Roman festivalul Mihai Jora de compoziție și festivalul Garabet Ibrăileanu, care acordă cel mai mare premiu național de critică literară din România. Apoi festivalul de jazz de la Constanța, festivalul Dunării de la Tulcea, festivalul Strada Armenească din București, care este între marile evenimente culturale ale Bucureștiului. Și iată, suntem aici la Bacău, un loc cu totul special, cu un sediu exemplar, un adevărat palat al culturii, care deschide băcăoanilor porțile pentru a organiza cercuri de șah, cercuri de actorie, evenimente culturale și care, iată, ne bucură astăzi cu acest festival cinematografic. Nu știu să vă spun mai multe lucruri despre comunitatea armeană și n-aș vrea să-mi imaginez cum ar fi fost civilizația românilor fără armenii, care au fost în multe domenii deschizători de drumuri, dar atât pot să vă spun, în România a fi armean e un titlu de onoare. Și pentru asta mulțumim și strămoșilor și străbunilor noștri armeni care ne-au adus până aici, dar și poporului român ospitalier care a ajutat pe armeni în momentele lor cele mai grele. Vă urez petrecere frumoasă și mulțumesc încă o dată organizatorilor în frunte cu Vasile Agop și fiii. Mulțumesc foarte mult!